Bună ziua din nou tuturor și bine ați venit la cel de-al patrulea webinar FESTO din acest an. Numele meu este Mariana Ana și astăzi vom discuta împreună despre tehnologia piezo, principii de funcționare și câteva dintre domeniile în care aceasta își are aplicabilitatea, dar și despre noul segment în care FESTO activează deja de câțiva ani, denumit LifeTech. Vreau să vă încurajez încă de la început să interacționați cu noi. Dacă aveți întrebări, introduceți-le, vă rog, în căsuța de întrebări pe care o puteți accesa din meniul GoToWebinar. Voi încerca să răspund la acestea în timpul webinarului. Dacă nu este suficient timp, la final va exista o sesiune de Q&A în care vom parcurge toate nelămuririle, curiozitățile dumneavoastră fără nicio problemă. De asemenea, pe parcursul prezentării vor exista câteva chestionare la care vă rog să participați, să vă împărtășiți gândurile și experiențele proprii. Prin urmare, propun să începem sesiunea de astăzi aruncând o privire la punctele cheie pe care le vom atinge împreună. Vom discuta despre segmentele în care FESTO este prezent, punând accent pe domeniul LifeTech. Vom discuta despre tehnologia piezo, o scurtă amintire a modului de funcționare, portofoliul de produse specific, punând accent pe diversitatea domeniilor în care acestea și-au aplicabilitate. După cum bine știți, suntem prezenți în aproape toate industriile, de la industria automotive, ELA, industria alimentară, industria de automatizare de proces și așa mai departe, dar FESTO, după cum probabil știți, propune o serie de soluții corespunzătoare cerințelor fiecăruia dintre aceste segmente, de la materiale conforme cu standardele, produse certificate FDA și așa mai departe. Acest lucru se întâmplă, bineînțeles, și în cazul celui mai nou segment adresat de către FESTO și anume zona de automatizări de laborator, echipamente medicale. Acest segment poartă denumirea de LifeTech. Dar ce cuprinde totuși acest nou domeniu? Când spunem LifeTech, ne gândim la trei mari categorii de produse specifice, prima fiind liquid handling, manipulare de lichide, mai exact dozare, aspirare, cu un debit de până la câțiva mililitri. Următoarea categorie este motion. Aici intră toate tipurile de mișcări, de la manipularea obiectelor cu ajutorul griperelor, la utilizarea axelor electrice sau pneumatice, înșurubare sau deșurubare dopuri, portare planare sau tridimensional. Ultima, dar n-am cea din urmă, categorie se referă la controlul gazelor cu un debit de până la 200 de litri pe minut sau tot în această categorie putem să adăugăm și controlul lichidelor. Vom discuta în următoarele slide-uri despre o gamă de produse specifică pentru controlul lichidelor, dar pentru debite ceva mai mici. Bineînțeles, portofoliul nostru dedicat segmentului LifeTech, portofoliul nostru, cum spuneam, dedicat segmentului LifeTech este completat, bineînțeles, de produse standard corespunzătoare automatizărilor industriale. Ca o paranteză aici, vreau să vă precizez că FESTO nu furnizează doar componente, ci suntem consacrați și în furnizarea de module și soluții personalizate,
precise, compacte, de înaltă calitate și ușor de integrat. Noi le numim produse Customer Solution, CS. Abordarea noastră în inginerie vine cu mai multe beneficii pentru dumneavoastră, inclusiv economisirea eforturilor și reducerea timpului de introducere pe piață. După cum am spus într-un slide anterior, portofoliul de produse LifeTech nu cuprinde doar produse specifice acestui segment, ci și produse complementare întâlnite și în alte industrii. Noi astăzi vom discuta despre primele două categorii și anume gas control and liquid control, urmând să tratăm celelalte două categorii în următoarele webinarii, dar pentru acest subiect va exista un chestionar la finalul sesiunii pentru a determina împreună ce subiect este cel mai de interes pentru dumneavoastră pentru a-l trata în următoarea sesiune. Următorul capitol se intitulează Tehnologia piezo, de la principii de funcționare până la gama de produse corespunzătoare acesteia. Pentru a ajunge să înțelegem ce înseamnă această tehnologie inovativă, să începem totuși cu începutul și să descoperim ce înseamnă controlul proporțional al unui ventil. Cel mai ușor mod prin care putem înțelege acest aspect este prin comparația cu un ventil standard. Sunteți, bănuiesc, deja obișnuiți cu ventilele standard, cu bobină care comută on-off pentru acționarea ventilului. Bineînțeles, acest lucru se poate realiza în timp diferiți în funcție de performanțele ventilului utilizat. Prin urmare, ce presupune mai exact control pneumatic? Prezintă posibilitatea de a alege puncte de referință specifice între 0 și 100%, care fie fac parte dintr-un set de valori prestabilite, fie, dacă se dorește o abordare mai flexibilă, se poate opta pentru un semnal analogic în loc de unul digital, indiferent că este vorba despre controlul presiunii sau al debitului. Totuși, cum putem afla ce parametru trebuie să controlăm în aplicația noastră? Un punct de plecare foarte simplu și ușor de reținut este să luăm în considerare formulele de calcul pentru cei doi parametri, mai exact, pentru viteza de deplasare, aceasta este direct proporțională cu debitul de aer, în timp ce forța de acționare este direct proporțională cu presiunea aerului. De asemenea, există câteva cazuri în care se recomandă controlul unuia dintre cei doi parametri prezentați, mai exact pentru controlul debitului, se recomandă a fi utilizat pentru sistemele deschise de tip open loop, cum ar fi aplicațiile de suflat, pentru a minimiza cât mai mult consumul de energie de aer comprimat. În timp ce controlul presiunii este recomandat pentru sisteme de tip closed loop, cum ar fi presarea, tensionarea unei role de material sau dozarea folosind metoda pressure overlay liquid. Cu siguranță există și excepții de la regulă, de la aceste cazuri generale, dar acelea sunt cazuri particulare și trebuie tratate ca atare. Înainte să începem discuția despre piezo, o să vă rog să completați următorul pol pentru a avea o
o imagine mai clară asupra modului în care cunoașteți această tehnologie. Să așteptăm câteva minute pentru a oferi timp de răspuns cât mai multor persoane. În regulă, să trecem mai departe. Să discutăm despre efectul piezoelectric. Ce presupune mai exact acest efect piezoelectric? Cea mai întâlnită metodă constă în utilizarea unei felii de cristal cu o grosime de aproximativ 150 de microni și urmând ca suprafețele acesteia să fie acoperite pentru a le face conductoare. Puteți vedea în această imagine că structura cristalului este orientată aleatoriu, iar săgețile reprezentând câmpuri sau domenii polare separate. În general, există o simetrie în interiorul cristalului, ceea ce înseamnă că, deși există o mulțime de domenii polare diferite care acționează în direcții diferite. În starea sa naturală nu există o polaritate sau o sarcină globală asupra cristalului. Odată ce avem felia noastră de cristal acoperită, trecem printr-un proces numit polarizare și anume aplicăm asupra acesteia un curent electric puternic de curent continuu, ceea ce are ca efect aliniarea domeniilor polare în direcția câmpului electric indus. Constatăm că atunci când eliminăm curentul, domeniile rămân mai mult sau mai puțin aliniate. Acest lucru se numește polarizare remanentă. Acum, când alimentăm ulterior elementul cu energie, acesta se deformează în direcția câmpului electric. În cazul elementelor create de Festo, observăm o contracție de-a lungul lungimii sale. Această mișcare de care avem nevoie pentru a crea, de fapt, actuatorul nostru piezoelectric. Dar pentru a vizualiza puțin mai grafic acest mod de funcționare, am adăugat și o animație al unui regulator de debit.
Având în vedere că există deja multe tehnologii diferite la dispoziție pentru controlul proporțional, o întrebare evidentă ar putea fi de ce să folosim piezo. Ei bine, așa cum v-ați aștepta, există multe beneficii în utilizarea acestei tehnologii, spre deosebire de multe tipuri de ventile. Piezo nu necesită curent de menținere pentru a-și menține starea de comutare și, deși tensiunea de alimentare este în mod normal în intervalul de 300 de volți DC, consumul de energie este infim și de obicei se situează între 0,5 și 5 microwatts secundă. Comparați, de exemplu, cu o bobină standard, care are consumul de energie undeva la 1 W/s, de exemplu. Un alt beneficiu al consumului redus de energie este faptul că aceasta nu generează căldură, timpul de comutare este foarte rapid. După cum ați văzut, nu există părți mobile în componența acestuia, ci doar o deformare a elementului piezoelectric. Astfel, nu există elemente componente în mișcare, ceea ce conduce la o operare silențioasă, o durată de viață mai îndelungată, o greutate redusă, dar și o formă compactă ca dimensiune. Dar, tot aici aș vrea să fac o paranteză, dacă doriți să aflați mai multe informații despre tehnologia piezo, regăsiți pe canalul nostru de YouTube, Festo România, un webinar realizat de colegul meu, Alexandru Croitoru, intitulat Bazele pneumaticei, tehnologie piezo. Aici este explicat mai în amănunt cum a apărut această tehnologie, principiile de bază și multe alte informații utile pentru dumneavoastră. În continuare, vreau să vă prezint gama de produse Festo care utilizează tehnologia piezo. Acestea sunt împărțite în două categorii. În partea din stânga sunt ventilele de tip bloc, care sunt concepute pentru a fi integrate în propriul echipament. Acest lucru este deosebit de important, de exemplu, pentru producătorii de dispozitive medicale, pentru care preluarea controlului asupra structurii mecanice și a amprentei dispozitivului este esențială pentru proiectarea acestuia. Astfel, se poate incorpora foarte ușor un ventil 2x2 sau 3x3 în propriile dispozitive. Luând în considerare totuși faptul că această tehnologie necesită o tensiune de comandă de 300 de volți DC, se recomandă utilizarea modulului electronic standard VAVE. Aceasta are rolul de a furniza tensiunea de comandă necesară de la o sursă de 24 de volți, cu două semnale analogice pentru punctul de reglare. În partea din dreapta a slide-ului se regăsesc produsele standard pentru controlul proporțional al presiunii și al debitului. Acestea și-au aplicabilitatea în multe aplicații medicale, dar nu numai. În slide-urile următoare am spus că vom discuta și despre cazurile în care se pot încadra cele două variante prezentate. Pe lângă ventilele cu control proporțional, tehnologia piezo se poate utiliza și în cadrul altor produse Festo. În această categorie se încadrează, bineînțeles, și ventilele cu separare de mediu, media separated valves, exceptând controlul realizat prin tehnologia piezo.
Acestea se diferențiază de ventilele standard prin faptul că elementele care sunt în contact cu mediul sunt mult mai puține față de un ventil standard, mai exact doar membrana, placa de bază și garniturile intră în contact cu mediul. În cazul ventilelor standard, componentele care vin în contact cu mediul sunt numeroase: corpul ventilului, pistonul, garniturile și așa mai departe. Prin urmare, utilizând materiale de înaltă performanță pentru membrană, placa de bază și garnitură, în cazul ventilelor cu separare de mediu, putem obține compatibilitate cu mai multe tipuri de medii, chiar și lichide. Desigur, sunt mai multe caracteristici care trebuie luate în calcul, de la viscozitate, temperatura mediului utilizat și multe altele. De aceea, pentru fiecare aplicație de acest tip, vă sfătuim să ne contactați direct pe tehnica@romfesto.ro pentru a alege împreună varianta optimă. Deși ventilele cu separare de mediu prezentate anterior nu sunt FDA, materialele care vin în contact cu mediul au certificare FDA. În industria alimentară, de exemplu, este importantă și curățarea echipamentelor utilizate, bineînțeles în funcție de zona în care se află echipamentele. Am discutat cele trei tipuri de zone într-un webinar anterior pentru siguranța în industria alimentară. Câteva dintre aspectele care trebuie luate în calcul în momentul curățării ventilelor Festo cu separare de mediu ar fi volumul mort. Acesta se referă la locurile din camera ventilului care nu pot fi atinse de fluide sau pot fi atinse cu dificultate. Acest lucru duce la o curățare ineficientă, insuficientă a ventilului. Pentru varianta Vica 3P2, aceasta trebuie să fie acționată atunci când camera este curățată complet. Motivul pentru acest lucru este, de fapt, ca agentul de curățare să poată să ajungă în fiecare parte a camerei pentru o curățare completă. Forma camerei ventilului este optimizată astfel încât fluidul să poată totuși ajunge în toate punctele de pe partea deschisă. Fluidul nu numai că trece direct de la un orificiu la altul, dar ajunge și în zonele din spatele orificiului. De asemenea, prin construcția sa, este proiectată pentru a menține o viteză mare a fluidului de lucru pe pereții camerei, pentru a crea astfel o rezistență și o optimizare în cazul curățării. Prin urmare, la comutarea în timpul curățării, toate locațiile din camera ventilului vor fi curățate complet. Dacă nu este posibilă comutarea în timpul curățării, se recomandă totuși prelungirea timpului de curățare pentru a crește șansele ca mediul de utilizat să ajungă în toate locațiile ventilului. Pentru versiunea Vica 2P2, mediul trece prin întreaga cameră și poate ajunge în orice punct cu o viteză mare, prin urmare nu există volum mort, datorită designului acestui ventil. De avut totuși în vedere aici că nu toate ventilele cu aceeași funcționalitate de pe piață sunt concepute fără margini, acest aspect trebuie luat neapărat în calcul în momentul realizării curățării. Ca și puncte cheie pentru acest ventil, putem aminti o foarte bună capacitate de curățare, un consum redus de medii costisitoare,
un control precis al debitelor scăzute, poate fi utilizat cu medii agresive, evitarea încălzirii mediilor și o economie de energie, dar și dimensiuni reduse. În continuare, vom parcurge împreună câteva dintre aplicațiile în care se poate întâlni tehnologia piezo, implicit produsele prezentate anterior. Acestea ar fi câteva dintre aplicațiile din domeniul medical pe care îl deservim prin intermediul produselor din portofoliul LifeTech, dar și prin expertiza noastră. Un exemplu de astfel de echipament este un echipament portabil de terapie cu oxigen. Acesta vine în ajutorul pacienților care suferă, de exemplu, de hipertensiune pulmonară, care, după cum știți, poate duce la stop respirator cronic. Mai exact, pacientul nu poate absorbi cantitatea de oxigen necesară pentru viața de zi cu zi. În general, necesitățile unei astfel de aplicații constau în produse care au consumul de energie redus la minim, nu produc căldură, nu se încălzesc, sunt silențioase, au o putere redusă, prin urmare pot fi portabile. Tehnologia piezo îndeplinește caracteristici și vine în plus cu o serie de alte beneficii, și anume o soluție compactă, cu durată de viață mare, de până la câteva miliarde de cicluri. După cum am menționat și anterior, unele dintre produsele LifeTech au certificare pentru utilizarea cu oxigen, fiind dintre ele pentru acest tip de aplicații. Un alt exemplu de aplicație constă în producția și umplerea pungilor de perfuzie cu o singură cameră sau cu mai multe camere. Cerințele acestei aplicații sunt, în acest caz, este imperios necesară siguranța maximă a procesului. Toate produsele utilizate trebuie, înainte de toate, să fie curate, pentru a proteja în mod fiabil pungile de degenerare. Atunci când sunt umplute, acestea sunt inundate cu azot, un gaz inert. Debitul trebuie să fie reglabil și precis pentru a preveni pulverizarea în timpul injecției, dar și repetabilitate. Următorul exemplu constă într-o saltea pneumatică. Cerințele pentru această aplicație: în primul rând, orice produs care lucrează în apropierea unui pat trebuie evident să fie cât mai silențios posibil. Aceste saltele și produsele asociate sunt pentru a preveni, de exemplu, sepsisul. Astfel, există o gamă largă de aplicații, de la perne, saltele, etc. Bineînțeles că și masa pacientului joacă un rol important. Presiunea și controlul în funcție de această valoare se adaptează, bineînțeles, conform. Prin urmare, dispunem de produse adecvate și de expertiză pentru dispozitivele de ventilație și de terapie cu oxigen, de la produse care utilizează tehnologia piezo, regulatoare proporționale, ventile cu separare de mediu, până la produse standard, senzori de presiune, de debit, filtre regulatoare, accesorii, etc. Suntem conștienți de cerințele speciale pentru dispozitivele medicale respiratorii în ceea ce privește biocompatibilitatea. Următorul exemplu vine în ajutorul viitorilor dentiști și asistenți pentru a exersa procedurile dentare pe copii.
O companie japoneză a dezvoltat un robot umanoid cu o înălțime de aproximativ 110 cm și cântărind 23 de kilograme, care stimulează în mod realist comportamentul copiilor mici în timpul acestor tratamente, cu tot cu agitație, tresărire și sau închiderea gurii. Mișcările realiste ale manichinului sunt produse cu ajutorul unor regulatoare de presiune proporționale care utilizează, bineînțeles, tehnologia piezo. În timpul multor tratamente stomatologice, copiii mici sunt în pericol pentru a se tăia accidental, de exemplu, iar formarea dentiștilor pentru a deveni competenți în manipularea micilor oameni dificili și speriați ajută la rezultatele pacienților. Robotul este complet pneumatic, deoarece studenții și stagiarii trebuie uneori să țină nemișcat membrele manichinului robotizat în timpul simulărilor de tratament. Acest lucru, bineînțeles, ar deteriora reductoarele și axele electrice. Prin urmare, necesitățile acestei aplicații sunt operare silențioasă pentru a pune la dispoziție un mediu potrivit pentru studiu și practică, un sistem receptiv, dar și compact. Astfel, gama de produse adecvată și de expertiză pentru dispozitivele dentare prinde componente piezo, dar și produse standard. Pe acest slide puteți vedea câteva dintre acestea. Operațiile de cataractă sunt considerate în prezent proceduri chirurgicale de rutină. Acest lucru se datorează faptului că unele companii, precum Bitec, dezvoltă dispozitive de tehnologie medicală, cum ar fi cel prezentat pe acest slide, care îi ajută pe chirurgii să efectueze tratamente precise și fără erori. Cu ajutorul unei pedale, viteza de recepție a sondei cu ultrasunet este foarte rapidă. Blocul de control este suficient de mic pentru a conține mai multe controlere, deci este compact. După ce țesutul rezidual a fost clătit și îndepărtat, chirurgul introduce lentila nouă artificială și transparentă. Toate acestea sunt susținute de valva care provine dintr-o fabrică acreditată ISO 13485, folosind așa numită tehnologie de integrare. A fost creată o placă colectoare care integrează toate conexiunile pneumatice pentru o alimentare protejată. Fără tuburi, toate sunt sub formă de conducte. În plus, tehnologia de integrare a permis de asemenea includerea diverselor spații goale și amortizoare de zgomot. Ca urmare, blocul de control necesită cu 50% mai puțin spațiu de instalare decât o soluție convențională cu numeroase conexiuni individuale de tuburi pentru fiecare componentă pneumatică. Dar, după cum am spus și la începutul webinarului, produsele din domeniul life tech se pot utiliza și în alte industrii, nu doar în cel medical. Cele mai multe dintre aplicațiile industriale practice pentru piezo se încadrează în câteva categorii. Prima este, de exemplu, cea de dozare a gazelor în cadrul proceselor industriale. Avem aici două astfel de exemple. Dozarea arganului ca parte a unui proces de sudare aditivă. Dar ar putea fi, de exemplu, dozarea gazelor în aplicații de tăiere cu laser sau aplicații mai generale de sudare.
poate chiar dozare în sistemele de reducere a gazelor din industria electronică. Cealaltă imagine arată acoperirea unei băi de sudură cu azot pentru a exclude aerul, oxigenul, de fapt. Acest tip de efect de acoperire este utilizat și în cazul alimentelor, în industria alimentară. În realitate, toate aceste aplicații. Pentru toate aceste aplicații este vorba de furnizarea unei cantități de gaz dozate pentru a exclude aerul din proces. Un alt tip de aplicație în care răspunsul dinamic ridicat al tehnologiei piezo poate aduce beneficii în cadrul controlului forței sau al tensiunii. Astfel, ar putea fi vorba despre aplicarea unei presiuni prestabilite pe o racletă în aplicațiile de imprimare sau pe o rolă într-o aplicație de tensionare. Ambele tipuri de aplicații au nevoie de un răspuns ridicat și un control precis. O aplicație care presupune controlul debitului, care poartă și numele de Modified Atmosphere Packaging, ambalare într-o atmosferă modificată. Aceasta presupune același principiu descris anterior, și anume adăugarea unui strat de gaz inert deasupra alimentelor în ambalaj pentru a înlocui oxigenul, astfel evitând oxigenarea alimentelor, fenomen ce duce la alterarea rapidă a acestor. Se pot utiliza o serie de gaze inerte, azot, dioxid de carbon, uneori chiar oxigen. Pentru oxigen, este utilizat pentru capacitatea acestuia de a promova culoarea roșiatică a cărnii proaspete și de a o menține în timpul depozitării. În acest fel, crește termenul în care alimentele nu se alterează, dar și spațiul unde acestea pot fi distribuite. Un alt exemplu despre care am amintit ulterior se referă la controlul presiunii în controlul tensionării unei role de material. Cu cât materialul este folosit, cu atât diametrul rolei scade, prin urmare trebuie să modificăm presiunea aplicată asupra acestuia pentru a nu apărea încrețituri sau pentru a nu tensiona prea tare rola. Astfel, compensăm modificarea diametrului prin modificarea presiunii aplicate asupra rolei, utilizând un control proporțional care dispune de flexibilitatea necesară acestei aplicații. Următorul exemplu presupune controlul presiunii într-o aplicație denumită Pressure over Liquid. Despre aceasta vom discuta mai în amănunt într-un webinar viitor, dar pe scurt, această metodă ne permite să realizăm o dozare fie în industria automatizărilor de proces, fie pentru microdozare, prin asigurarea unei presiuni constante în interiorul tankului, mediul de lucru, se poate folosi pentru acesta fie un gaz inert sau aer comprimat, de exemplu. Astfel, în momentul deschiderii ventilului, vom ști exact cantitatea dozată în funcție de presiunea din tank și timpul de deschidere al ventilului. Să detaliem puțin aplicația de izolare cu gaz inert din industria de semiconductori. Această aplicație presupune atât controlul debitului prin introducerea unui strat de azot pentru a preveni oxidarea, astfel ajutăm la prevenirea efectelor negative ale oxigenului asupra procesului de lipire. În plus,
Se realizează și controlul presiunii utilizând procesul descris anterior, pressure over liquid. Ca un ultim exemplu, dacă ne întoarcem la industria alimentară și anume la spălarea sticlelor și a recipientelor, și aici se utilizează un control de debit, dar și de presiune. Controlul de debit pentru a spăla ambalajele cu un gaz inert, astfel prelungim durata de viață a alimentelor, iar controlul de presiune este utilizat pentru a realiza un test de pierderi. Există două variante aici, fie se aplică o anumită presiune în recipient și se așteaptă se așteaptă să apară o pierdere de presiune sau invers se aplică vacuum și se așteaptă ca presiunea să crească. Astfel, se verifică dacă ambalajul este ermetic sau dacă are pierderi și trebuie eliminat din proces. Deci, pe scurt, sperăm că v-am arătat că piezo are multe beneficii pentru producătorii de echipamente și constructorii de utilaje și că nu este dedicat doar aplicațiilor specializate, dar este de asemenea suficient de flexibil pentru ca dumneavoastră să puteți personaliza utilizarea sa pentru integrarea în aplicațiile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, am ajuns și la finalul webinarului. Este momentul să discutăm întrebările, să vedem ce întrebări sunt. Există vreo diferență între gaze diferite pentru controlul presiunii sau al debitului? Da, dar numai pentru aplicațiile de control al debitului trebuie să modificăm setările senzorului dispozitivului din cauza diferenței de densitate. Dacă tehnologia piezo este ieftină și silențioasă, de ce nu este folosită în toate ventilele? Da, deși este o tehnologie inovatoare, are și aceasta minusurile ei. Aici putem să amintim necesitatea unei tensiuni înalte de operare, dar aceasta, să zicem că se poate rezolva utilizând modulul electronic prezentat VAVE. Dar totuși există limitări în ceea ce privește presiunea maximă și debitul maxim utilizat. Ce debit maxim se poate utiliza cu tehnologia piezo? Da, un debit maxim ar fi pentru regulatoarele de debit VMD. O mică paranteză aici, cea mai variantă care permite debitul cel mai mare este cea de 200 de litri pe minut, dar aceasta nu folosește piezo, deci punctual, ca răspuns la întrebare, valoarea maximă este de 100 de litri pe minut, momentan cel puțin. Există în gama de produse un ventil cu separare de mediu care să gestioneze și lichide. Da, am discutat despre acestea, se numesc ventilele cu separare de mediu. Sunt recomandate pentru lichide, dar recomandarea mea este ca în momentul în care aveți o astfel de aplicație să ne contactați direct pentru a alege împreună o variantă optimă. Bun, acestea au fost întrebările. O să mai aștept un minut, două, în caz că mai apare ceva. Nu ezitați totuși să ne contactați. Dacă identificați o astfel de aplicație, vreau să vă mulțumesc pentru participare și vă vom aștepta și la următoarele sesiuni. Zi bună!